acesta, Domnul și-a însoțit acest cuvânt care este al Lui, prin mărturii, seara și bun. Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru și de multe ori aici a ridicat mărturii. Doi și seara aceasta Domnul să facă acela lucru. Pentru că nu s-a schimbat, puterea Lui nu s-a mișorat. Mâna Domnului e puternică și este la lucru, mărire Domnului. Iar dacă seara aceasta se vede că nu o fi așa mult ca altă dată, așa sunt împrejurările, dar știm că ceea ce este important și cel ce trebuie să vină este aici, este Iisus Hristos. Deci, rog toți acei care doriți să aveți pe inimă un gând bun de a mărturisi lucrarea Domnului, de a spune o mărturie, un lucru de care Domnul a făcut o viață de voastră, să trimiteți pe Dumnezeu să fim anunțați și la timpul potrivit, un dialog pentru mărturie de Domnului. Și în seara aceasta, la final, cu ajutorul Domnului, vom avea rugăciune pentru monahul, îngere cu cuvintele și credem că Domnul cum va atinge și în seara aceasta. Măriți să fie Domnul. Vom avea și un timp în care ne să acordăm pentru mărturisirea păcatelor. Așa ne învață Scriptura, să mărturisim unii altora păcatele, să rugăm pentru alții ca să fim vindecați. Măriți să fie Domnul. Fratele Ionel, Bujor, slujitor al Bisericii, în timpul cântărilor, care vor urma dacă vor jos la dimisori, toți acei care aveți o povară pe suflet, veți merge acolo și o să vă descărcați povara înaintea Domnului. Domnul este acela care, în urma mărturisirii, a hotărârii de-a mea, mai face leu, el dă îndurare, iertare. Măriți să fie Domnul. Amin. Doresc acum ca orchestra